până la unii. Un pic și de Mariana? Da, am văzut eu. Păi ce am împins-o? Că era Mariana până la urmă. Până la urmă, serios? E ca și cum ar fi cineva gelos pe brazilian. Hai că și brazilianul. Da. Nu ziceți așa ceva de o mimă. Păi de la băiatul te place de acum, cum ziceți de Mariana? Mi s-o părut un pic înțeles, la Denisa era geloasă pe Mariana. Foarte bine, facem. Hai, e, lasă, face, îi place când face la Caterina. Nu, Andreea, nu știu dacă era geloasă sau... Ce îți place de Mariana? Sau doar voia așa să nu mai atingă. Eu chiar cred că e geloasă, păi dacă... Dacă la gluma cu Bianca a fost geloasă și știa că la modul ăsta. Pediapsă. Îmi place. Și adică n-am fost eu, nu am. Da, mă, ea nu era așa. Probabil place de la chestia cu noi. Arată bine, e frumos. Cred. Îmi place comportamentul ei. Trebuie să fie un pic mai... Mai geloasă, mai să nu-l mai permit atâtea. Dar nu-i de rău, dar serios, dacă stai să-l ții pe un om chiar în cușcă, legat. Da, am văzut eu chiar cu Mariana, chiar m-am gândit, băi, iubit, dar cu Mariana... Dar tu de aici, o râs Manu, s-o uita către el, tu ce te râzi cu el? De ce te râzi? Nu mai râde. Da, am văzut da, și eu masă. Treaba asta. M-am gândit și eu un pic. Auzi, Andreea, eu chiar n-am fost geloasă pe Mariana. În timp eu ce dansam cu ea, cu ea vinea să băga între noi. Adreaia, eu am crezut că ești geloasă. Nu, dar uite, ea și Bianca au confirmat mereu să bagă așa. Și când stă ea cu Livian, și când stau eu cu ea, la dans, nu te-a plăcut. Ei, nu, la... Și am zis, lasă-ne tu să dansăm noi doi, nu te băga între noi. Nu la dans. Vorba de eu acum vreau să le spun băieților. Nu, dar am avut o obișnuință la dans, am avut o geloasă pe Mariana, chiar nu mi se pare normal, Andreea. Da, de asta m-am mirat și eu, Andreea. Ar fi absurd să te uiți ce fac eu, ce zic la Mariana, chiar nu la dans. La dans s-a văzut că ce tu durești, numai te nici mi s-a părea absurd să fii. Mariana, au văzut altceva. Dar nu stai tu, nu, Andreea, lui, să, stai să te uiți ce fac eu. Adică dacă eu dansez cu Iancu și vine Mariana, se bagă între noi și zic, du-te, lasă-ne să dansăm. Nu la dans, tu durești. Aveam un dans noi doi. Tu să vii să-i spui la Iancu, da, Denisa, e gelosă pe Mariana? Denisa, lasă-o și pe Mariana, că eu trebuie să fie un exterior. Eu am să par incredibil. Dar nu pot să vorbesc, că nu vă aud. Na, ce vreți? Haideți să vorbim pe rând. Iubire. Deci, da. Eu am zis, cum de s-a făcut Denisa așa de geloasă și pe Mariana? Adică, nu e ok. Dar tu stai să te uiți pe cine e. Îmi dădeai voi, Mariana, să mă joc. Nu am stat să mă uit, Denisa. Era în fața mea și oarecum ai alungat-o. Ai luat și era vizibil, nu i-ai spus la urechile aia. Cum face Mariana între cuplu? Ea, Bianca, păi asta n-am știut. Mai înainte de o luat aia. Dar vreau să zic și eu cum mă implicat. Da, să-mi zic că Bianca. Tu mai înainte să mi-ai voie să mă joc cu el. Dar zi-mi, Bianca. Păi, Mariana, dar nu am o problemă. E ok ca să mergi numai tu să te joci cu el. Nu e ok. Dar lasă-mă, Denisa, că tu tot e pe invers. Pentru că am văzut și faza cu Manu. Dacă era 24 de 24 stau cu Livian, te lăsam să stai și pe tine. Dacă n-am 10 minute de stat cu el și tu vii și te bagi, mă disperi. Da. Dar nu te trăgea de chiloți. Da, stai că am și o întrebare. Denisa, dar la faza când dădeam eu la masă, ai fost geloasă sau ce-a fost? Nu înțelegeam de ce râzi în ureche, mă durea urechea, că râdea isteric, foarte tare. Doamne, dar tu toate le interpretezi prost, tu, fată. Tu le interpretezi. Păi, dar tu te auzi? Păi, eu de ce zic de bine, ca și cum... Tu ce-o zic de bine și interpretezi? Nu a fost vorba de gelozie nicio secundă, a fost vorba că eu am... Puțin timp cu ea, am cum fiecare zi, pentru că putem și ea mereu se facă, dar eu n-am treabă cu ea, tu ce cu căva, mi-e frică deci să nu zic, nu mă referi la faza da, mă, păi e frumos să fii gelos, dar cu limit, așa, nu e exagerat. Dar în general ești geloasă. Cu limit, așa, dar pe Mariana. Corect, deci asta nu ai fost pe Mariana, ok, am înțeles că nici pe mine. Dar în general ești geloasă. Bă, tu ai dat-i pedepsă, că mi-a zis el să aia. Gata, mă, că intrăm în anul nou. Am intrat în anul nou, se iartă. Nu se mai ține. Am intrat. A, dar tu ce nu se mai ține. O prică fără frică. Iancule, tu mi-ai furat inima. Dar și la Andreea la buză. Andreea, trebuie să primești pedeapsă. Da și la buză. Pare, nu se mai ține, mă, că a venit anul nou, ce sens mai are. Lasă-mă, mă, pedeapsă, mă, dă-mă pedeapsă. Nu mai are rost. Dar știi ce pedeapsă ai? Nu, dacă ia și Ricky, iau și eu, dacă nu, nu. Ce? Faci masajul. Asta e plăcere pentru ea. Nu e pedeapsă. Și Ricky ce pedeapsă are? O primit-o. Nu, a primit-o, lasă-mă. Ba da. Ba da, mă. E viața mea, păi de-aia am și zis. Acum am gândit. Când tu mi-ai zis eu am primit că, nu știu ce am zis, nu știu, nu cred că am zis că
Te faci masaj? Păi cum nu, dacă o primi serios. Da, m-am primit, m-au dat ăștia la buză acolo. N-am văzut. Știi care da, treaba ta, nu trebuie să fie de acolo. Mare treabă. Dar ce treabă ai tu? Nu date acum, dați după ca să... Haide, hai aici și facem masaj. Filete. Haide, mă, să dă-te mai încolo. Zici să se pună așa peste el. Hai, 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 ca și cum am stat relaxat. Hai, hai că vă las. Ah, păi nu mă de la spate. Dar nu stai aici, ca să nu cred că e pedeapsă. Să vin cu a mâini. La mișto, adică noi stăm așa, știi, gen. A, mă, și... Dar tu fă că e pedeapsă ta. Ia, uite, Ricky, înconjurat de femei. Fă-i, fă-i, fă-i. Bă, Ricardo. Ricardo. Ce ai, mă? Îți bei cappuccino? Are pedeapsă să facă, mă, că am jurat, m-am jurat el. Are pedeapsă, ba nu, de-aia, te miște. Cine are pedeapsă? Te miște de-aia. Ce face? Are pedeapsă că l-a înjurat acum Balmasea. Nu, e vrăjeală. Ai pedeapsa lui Rică. Ei. E bine? Nu, e pedeapsa mea a fost. A ei, să-i facă masaj dacă l-a înjurat. Dar de ce îmi zici că e vrăjeală, Andreea? Tu vrei să mă cer cu tine? Auzi, Andreea, fă-ți plăcere. Dar e vrăjeală ca să nu te enervezi. E bine? Auzi, Andreea, asta e pedeapsa sau plăcere, că nu mai înțeleg. Asta e masajul nu era așa. Nimic. De așa natură. Masajul era altfel, da. Fă în continuare, dacă vrei, Andreea, am spus eu ceva. Ha? Fă în continuare, dacă vrei, eu n-am zis nimic. Gata, mi-am făcut pedeapsa. Ce extra trebuie să plătească? Haide, Iuța, nu te supăra, că e o pedeapsă. Lași, mă, că de ea știe. Da, gata. Gata cu pedepse. Nu mă folosesc. Gata cu vrăjeala. Dar dă-te mă așa că eu să... Da, măi, spate. Iubi. Da. Da. Of. Of, ce-i plăcut. Andreea, fă-i, ți-am spus. Cum? Gata, mi-am făcut pedepsa. Nu-mi fac. Of. Doamne ferește. Ce, Doamne ferește, tu, Andreea? Dar știi care-i faza, Andreea? Da. Știi care-i faza? Că până să dea imagine cu tine... El era încântat, da, înțelegi? Deci era aici, aștepta să vin eu lângă el. Când a dat imaginea cu tine, hop, dă-te mă, lasă-mă. Nu, ai înțeles? Nu, să știi că o da conexiunea de când o dat Andreea provocarea. Și? N-a stat? Când era mică, mă știam și eu. Nu. Eu așa l-am văzut, că a stat. Și eu. Nu? O stat, abia a apucat. O stat, deci frumos-o pe Andreea pe ecran s-o fustăcit. Eu l-am văzut că o stat și că-i făcea plăcere. Nu? Ia, mă, nu vreau să fac și filete. Dar și tu ai stat acolo după ventilator. Ai stat și tu ceva. Eu cu sunetul, reglez sunetul. Ai stat și tu ceva după ventilator, dacă îi s-o luăm așa. Eu? Da. Ce vrei să pui ca la urechi? Eu mi-am făcut pedeapsa de eu. Iancu, nu, tu n-ai nicio vină. A zis ceva? Da, mă, eu vă reglam sunetul, să vă auziți aici. Aoleo! Nu, dar a fost o pedeapsă. Pentru că ea m-a înjurat ieri, mi-a zis. Și-am zis ca să... Eu mi-a zis pedeapsa. Să iau melul. Să-i torcă favoare. Hai să facem masaj, adică oare... Să mănânc melul de anul nou. Și nu știe să facă masaj. Ricardo, că nu-i paște, și-o dat să mănânc melul. Nu știe să facă masaj, i-am dat paște. Acum că e anul nou... Oricum tu n-ai avut pedeapsă, da fie. Iubire și Andreea Prica, acum că e anul nou, zic că ar fi frumos să vă cere scuze unul de la altul pentru că pentru cum ați văzut. Da, uite și eu. Haide, vă strângeți în brațe și... A, păi dacă e punctul de aia... Păi de aia, ce valoare. Da, lasă-ți. Bă, dar trebuie să știe și lumea de acasă, că ăștia mi-i fac fric. Aleluia. Dacă aș vrea să încep o relație cu tine, ce îi spun? Deci în situația asta tu ești dispus să lupți pentru mine. Ce zici că ai venit pentru Bianca? La urmă ai scoplat pe Mariana și acum îi cer prietenii Andrei. Mai de ce să-l judeci tu pe Alex? Doamna de cafe, eu oarecum am fost surprins de răspunsul tău. Nu de ce am zis eu? El te-a întrebat de dacă ați putea să aveți urație, te-ai zis că e de vreme. Dacă mi-ar plăcea, da, i-aș da șansa. Dar nu. Dar ce a făcut așa rău? Dar ce subiect aveai tu, mă, cu omul ăsta? Dar ce am zis așa rău? O tratezi în glumă. Dar ce am zis așa rău? Vă rog eu, votați-mă. Dacă nu mă votați, oricum plec mâine, că nu mai stau. Cam exagerat cu ce că ai zis dacă te aduce aminte culoarea ochilor mei sau ce, că nu înțeleg. Bă, dar tu glumești cu el de față cu mine. Ce? De la
bilet să pleci acasă? Da, nu-i problema ta. Turcu pleci acasă? Cred că da. Așa începe anul? Da. De ce? Nu vreau să discut. Și îl lași să pleci acasă? Da, ce vrei să faci, să țin eu? Eu am vorbit serios și a tratat-o în glumă. Asta e tot ce m-a supărat. Și dacă pleacă mâine, ce faci? Să pleci. Cum adică să plece? Să pleci. Ne-am chinuit la tot. Plec și eu, dar nu vreau să plec prin descalificare. A, v-ați despărțit? Da. Vrei să zici, vrei să zici? Păi dacă vrei să zici ceva, zici! Pe ce ai făcut cu Iancu? Eu? La discotecă, da! Dacă vrei să spun în față, spun acum, da. Bă, m-am pupat eu cu tine la discotecă? Bă, gravă, că tu l-ai pupat! Bă, bă, te-am pupat eu pe tine, și la cap! Dacă mă întreba Denisa, Manuel, la ce tu-mi bag așa sânge? Dragostea mai potuită, mă declar astăzi, în ultima zi din an. Puterea dragostei continuă! Ne vedem de la ora 17!